România se confruntă cu un alt val de îmbolnăviri. De această dată este vorba despre rujeolă. Până în acest moment, la nivel național, au fost înregistrate mii de cazuri. Grav este că 60 de oameni au fost răpuși de această boală infecțioasă. Un simplu contact cu virusul rujeolic duce aproape sigur la îmbolnăvire. Rujeola este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. Potrivit medicilor, din 4 persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare. Virusul este mult mai activ în lunile reci și cu soare puțin. Trecerea prin infecție asigură o imunizare durabilă, dar principala metodă eficientă de prevenire a bolii rămâne vaccinarea. În ultima perioadă, virusul a creat complicații și a trimis pe severineni pe patul de spital. În ultima perioadă au fost 20 de cazuri raportate, din care 9 au necesitat internare, fiind cazuri complicate, cazuri mai grave, 11 au fost cazuri ușoare și au fost izolate la domiciliu. E o boală infectocontagioasă, se transmite foarte ușor, e o boală pe care cu predilecție copiii și adolescenții o fac. De ce apare atât de des? Pentru că în ultima perioadă vaccinările nu se mai fac atât de riguros. În prima săptămână a lunii decembrie au fost înregistrate 3 cazuri de îmbolnăvire. Până la data de 8 decembrie anul acesta au fost raportate 3 cazuri de îmbolnăviri de varicelă care s-au înregistrat într-o unitate de învățământ preșcolară din Drobeta Turnu Severin. Simptomatologia se dezvoltă de obicei între 8 și 12 zile de la expunerea virusului. Cu toate acestea, perioada de incubație se poate întinde pe un interval cuprins între 7 și 18 zile.